Cea mai mare problemă a șoferilor din Slatina o reprezintă în ultimii ani găsirea unui loc de parcare. Sunt cartiere în care, atât în timpul zilei cât și seara, toate spațiile dintre blocuri sunt ocupate, iar amenajarea de noi parcări la sol nu mai este o soluție viabilă. De aceea, reprezentanții primăriei Slatina au împrumutat o idee occidentală, crearea unor parcări modulare de tip puzzle. Soluția este importată din afară, să zicem așa, ca idee, pentru că nu avem spațiu în oraș, iar pentru a construi ceva subteran, o parcare subterană, necesită o investiție imens de mare, foarte mare. Această soluție am observat-o și noi în țările civilizate și vrem să o adoptăm la Slatina. Este o parcare pe verticală. Noi lucrăm la un regulament acum al parcărilor din orașul Slatina, probabil în cursul anului 2021 o să îl punem în dezbatere publică. Ideea este că ne ocupăm, dar durează din momentul în care decidem ceva până când ajungem să efectiv să punem în execuție. Municipalitatea are în proiect amenajarea a 10 construcții modulare care vor funcționa pe bază de cartelă și care vor prelua mașinile cu ajutorul unor lifturi. Potrivit viceprimarului Slatinei, dacă nu vor mai exista alte contestații, în săptămânile următoare ar urma să se desemneze câștigătorul licitației. E o soluție începută în 2018, gândită în 2018 și abia acum ajunsă efectiv în stadiu de licitație, finalizare licitație. S-au dat niște câștigători, s-au contestat între ei și noi am câștigat efectiv la CNSC, prima instanță. Dacă nu se contestă și decizia CNSC-ului, probabil o să semnăm contractul pe 17-18 decembrie și o să le dăm în execuție în cursul anului 2021. După ce vor fi amenajate, parcările vor fi închiriate prin licitație către slătinenii care vor să aibă un loc asigurat.